Facebook face angajări masive în România, gigantul american își deschide birouri la Cluj-Napoca și are nevoie de 5000 de angajați. Așa că apucăte să-ți completezi CV-ul. Îți spun și ce caută. Troli. Da, ai auzit bine. Facebook va 5000 de troli din România vor lucra cot la cot cu 10.000 de indieni. Compania a făcut anunțul în cursul zilei de ieri pe contul lor oficial de Facebook și avem deja și câteva detalii. Ei spun că vor să controleze mult mai strict conținutul postat pe toate platformele deținute și să scade numărul de știri false. Cât este cenzură, cât este avantaj pentru utilizatorii Facebook, inclusiv pentru cei peste 10 milioane de români, rămâne de văzut. Poți aplica până la finalul lunii aprilie. Salariul nu este specificat, însă sunt menționate numeroase beneficii. Bun, dar de ce troli și ce este un troll? În mitologia nordică era un uriaș care vâna oameni noaptea, niște ființe cu o inteligență redusă despre care se credea că la lumina soarelui se transformau în stane de piatră. Stai, nu. Ce este un internet troll, de fapt, ne interesează. Un troll este un provocator fără cauză, cineva care lansează o discuție cu scopul de a recrea un conflict de idei. Poziția pe care o am acum îmi conferă un fel de calm că pot să. Pe față pot să-i înjur și să nu știe cine sunt, pot să-i pot să atac, pot să-i să fac să se simtă cum îmi doresc eu să se simtă. Te-ai mutat la cluj să lucrezi pentru Facebook? Cu siguranță, dar menționez că chiar dacă ei și-ar dori ca să fiu 100% obiectiv, nu cred că o să reușesc. Cum crezi că va reacționa publicul din România când va afla că postările vor fi moderate de troli? În românul nu se descurcă bine cu cenzura. Cumva și. Îmi permit să zic, rasa noastră există din această cauză, din faptul că nu ne dorim un tip de cenzurare sau, sau altul. Stai puțin, Facebook îmi șterge postarea. Cred că va reacționa în etape. Cred că va fi încântat în primă fază de ideea de Facebook, vine în România, sediul la Cluj, creează locuri de muncă. După care, în faza 2, va analiza mai bine situația și își va schimba punctul de vedere radical. Te întreb, poate, de ce a ales Facebook România? E bine, Mark Zuckerberg a luat în calcul faptul că avem cea mai mare viteză la internet din Europa și a doua, cea mai bună din lume. De asemenea, românii sunt cunoscuți la nivel internațional ca fiind o resursă importantă în domeniul IT.